Sora Bradea Florica, Jebel Timiș. Tot așa, acum la ponoare, se zice în picioare, unde-i? Acum la ponoare, vindecată de dureri mari de spate. Sâmbătă, dureri mari de spate. Nu mai vă doare spate, puteți să mișcați puțin spatele. Să vadă. Așa, vindecată de dureri mari de spate. Domnul să o binecuvinteze. Domnul să umblați în vindecare tot timpul, toată viața. O situație foarte ginga, așa să zic așa. Andreea din Toflea, de 6 ani, vindecată în dimineața asta, s-a rugat mai devreme, tati, pentru ea, ochelarii sunt acolo încă. Vino încoace. Andreea din Toflea, 6 ani, înainte de a vorbi, tată, și tatăl a fost vindecat de hemoroizi, fratele Costel, vindecat, glorie Domnului. Ochelarii aceștia aparține a ei. Îți mai trebuie ochelarii, vezi fără ei? Vezi fără ei, îți trebuie? Aleluia! Ce zici? Mulțumim Dumnezeu pentru tot ce ne-a făcut. Mai e nevoie de ei? Aleluia! Ochelarii abandonați, fetița este aici, tata depune mărturia prin ochelarii. Aleluia! Slavă! Așa. Fratele a vrut să fie anonim. Spune un frate din Germania, fiți atenți, eliberați de un duc de zgârcenie și răutate și mânie. Am simțit, a plecat acel duc de zgârcenie, răutate și mânie. Cum te cheamă? David. Câți ani ai? 26. Și ai venit de la rugă prins când anul trecut? Stăteam pe pat și nu mă puteam ridica, m-a ridicat familia și mă uitând pe internet am zis, Doamne, dăm putere să ajungem cu toată familia la rugul aprins. Și am crezut și Dumnezeu a făcut vindecare. Aleluia! Aleluia! Se crede noi lucrul acesta, da sau nu? Tată, te rog, e drept ce spune băiatul acesta? Da, este foarte drept. Ia să vedem ce zice mama. E drept ce spune băiatul tău? Este foarte drept. Dar voi... Ne iubim mult. E adevărat? Era să spui fratele? Da. Așa este. Și acum? Aleluia! Atei nu cred. Pot să fie evangheliști, păstori, sunt atei. Că nu cred minunii lui Iisus. Doamne, umple România cu creștini care cred. Rita din Satul Mare, să ridice picioare. Anul trecut am urmărit pe internet și am văzut vindecările și m-am pus acolo, acasă, pe genunchi. Când mă uitam pe internet, prin Alfa și Omega, și m-am pocăit și m-am întors la Domnul și atunci aveam o patimă cu țigara. Am fost eliberată de duhul defumat și de anul trecut nu mai este țigară în gura mea. Am fost o femeie ghicitoare și de scântece și deschideam cărțile și am văzut tot pe internet anul trecut cum un vrăjitor a fost eliberat și s-a întors la Domnul și atunci și eu m-am pocăit. Și acum dimineață am fost botezată cu Duhul Sfânt. Aleluia! Aleluia! Toate acestea. Ești fericită? Ia vină numai puțin. Ești fericită? Ești fericită? Te-ai ocupat de vrăjitorii de chestii? Da. Păi în Africa auzeam că Bonche predica și venea mulțimea și abandona vrăjitoria. Dar de ce să nu fie și în România? Este! Este! De ce? Că Iisus este? Ieri? Ești fericită? Da. Dă slavă Domnului, Domnul să te binecuvinteze. Iată persoana care a abandonat vrăjitoria, alte lucruri murdare, toate păcatele și țigara. Și acum Domnul a botezat-o și cu Duhul Sfânt. Amin. Ești fericită încă o dată? Da, sunt fericită. Cum te cheamă? Rita. Câți ani ai? 33. Glorie Domnului. Următoarea persoană, Lascovic Teodora Bălnaca, o tânără cu dureri de stomac de 2 ani. La ia medic și stânga, în dreapta. Da, uite aici este. Aseară știu și cred că am fost vindecată. În timp ce vorbea fratele păstor Răzvan, am luat cuvântul și am primit și am fost vindecată. Ești vindecată? Întoarce-te cu fața către stația. Ești vindecată? Ești fericită? Ai fost bolnavă, da sau nu? Cu fața către stație. Ai fost bolnavă? Ai fost și la doctor? Nu ți-mi minte numele vreunui doctor?
Și acum ești fericită. Aleluia. Nicoleta Bontea, Baia Mare. Ulcerații pe cornee la ochi în anul 2009 și în 2010 am fost vindecată la rugul aprins și de atunci sunt vindecată, nu mai am probleme cu ochii. Ridică mâinile. Ești fericită? Mai ai probleme cu ochii? Totul este în regulă? De slavă Domnului. Care e numele tău? Nicoleta Bontea, Baia Mare. Domnul să te binecuvinteze, amin? Amin. Domnul să te binecuvinteze. Următoarea persoană, fratele Chirian Ciprian, Cluj-Napoca. Anul trecut am fost vindecat de un duc de muțenie. Oh! Haide în față, hai să vedem dacă ai fost vindecat de un duc de muțenie. Aleluia! Întoarce-i cu față. Cum te cheamă? Chirian Ciprian. Câți ani ai? 28. Și anul trecut ai venit aici? Da, am avut un demon mut, am fost posedat și alte legiuni de demoni și am fost eliberat prin rugăciunea cinci frați într-o cameră. În timpul acesta, cât am fost posedat, că fumam 5 pachete de țigări. Ah, oh, 5 pachete! Dar ce diferență e înainte și acum? Vreau să spun că n-am văzut așa ceva în viața mea. Deci vederea mea e mită, forța mea fizică e mită și capacitatea mea de a gândi e mită. Tot e dezvoltat în mit, slavă Domnului. Totul e normal? Da, foarte normal. Păi dar după cât te spui tu, înainte de aceasta era ceva anormal, adică era ceva ce nu era bine așa. Îmi capta mintea, nu puteam gândi, nu puteam comunica, nu puteam vorbi cu nimeni. Aveam duhuri de ceartă, de ură, de invidie, de vicleșuri, de furtișaguri, toate porcările le aveam în mine. Și eram... Ai părinți? Da, sunt aici. Ia veniți voi încoace puțin, că asta e o problemă care trebuie să fie clară. Da. Cazul de anul trecut, după împreună cu fratele Daniel ne-am rugat pentru Ciprian și pare mi se, nu vreau altceva să întreb, dacă v-ați botezat. Aleluia, asta nu era botezat. Aici m-am botezat la Ponoare anul trecut. Dar am o întrebare. Îi drept ce spune băiatul ăsta că în urmă cu un an, cum era? Era foarte rău și s-o prea pe stradă singur și vorbea singur și făcea de mâini și nu puteam deloc, tot mă certam tot timpul cu el și nu l-a scos. Ești fericit? Da, m-a scos din goapa pieirii, din fulul morcilei și m-a pus pe căile lui. Slăvit să fie numele lui pentru asta. Aleluia! Una anonimă care trebuie și... Vă rog, din respect să rămână anonimă, pentru că de fapt e și o mărturisire, dar cum Domnul a atins-o, pentru că spunea tate, nu numai vindecări, și alte lucruri cu care Dumnezeu a lucrat. A venit plângând și s-a pocăit și spune, mă pocăiesc de copii avortați. Și că m-am înșelat soțul și că am făcut anumite lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Mă pocăiesc și îl vreau pe Domnul. Mare Domnul să o binecuvinteze. Amin, amin, amin. Domnul să o binecuvinteze. Vă dați seama la valoarea rugului aprins? Să salvează familii de la dezastru? Salvează familii de la moarte? De la divorț? Salvează familii? Imaginați-vă ce lucruri mari. Doamne, îndură-te de toți aceia care sunt împotriva rugului aprins. Care nu vreau salvarea familiilor, ci vreau distrugerea lor, nu? Că dacă nu se face întâlnire de rugăciune, continuă distrugerea. Dar atât dovedește Domnul salvarea. Amin? Amin. Slavă Domnului.